Bună seara, sunt Roxana Gheorghean. Bun găsit la informațiile despre vreme. Pe continent predomină atmosfera închisă, local vor fi ploi în sud-vestul Europei și la poviță și ninsoare în sud-est. În restul continentului vremea va fi mai plăcută, cu unele înorări în regiunile nordice și cele nord-vestice și doar izolat sunt posibile precipitații slabe. Vântul va avea intensificări în sud-vestul, nord-vestul, nordul, estul și sud-estul Europei. Temperaturile mai scad ușor în nordul, centrul, estul și sud-estul continentului și mai cresc puțin în vest și în sud. La noi în țară, la noapte, va fi frig, în depresiuni și în zonele subcarpatice va fi ger. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 11 și minus 1 grad, cu cele mai scăzute valori în depresiunile intramontane, unde se vor înregistra cam minus 15 grade. În regiunile sud-vestice, nord-estice și în zona montană va ninge slab, iar în celelalte regiuni, ninsorile vor fi posibile doar izolat. În extremitatea de vest a țării va fi lapoviță sau ploaie. Vântul va avea intensificări pe litoral, în vestul și sud-estul țării, dar și pe crestele montane. Mâine, vremea va fi deosebit de rece, cu maxime cuprinse între minus 3 și 5 grade. O să mai ningă slab la munte, în sud și în est și cu totul izolat în rest. Vântul va avea intensificări în estul, sud-estul și vestul teritoriului, precum și în zonele de munte. Rafalele vor atinge viteze de 45-55 de km pe oră, amplificând astfel senzația de frig. În București, mâine o să avem cel mult 3-4 grade și un vânt intens care va spori senzația de frig. Cerul va fi acoperit de nori, iar spre seară o să ningă slab. Vineri se răcește și mai tare, temperatura maximă va atinge cel mult 1 grad, pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu vom avea parte de precipitații. Sâmbătă va fi foarte frig pentru această perioadă, temperatura maximă nu va depăși 4 grade, cerul va fi acoperit de nori și vor apărea fulguieli trecătoare. La munte, vremea va fi deosebit de rece, geroasă mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult noros și va ninge slab în Carpații orientali și meridionali. Vântul va fi activ și va amplifica senzația de frig. Vineri se menține vremea deosebit de rece, geroasă în centrul, nordul și nord-estul țării. Maximele se vor încadra între minus 6 și 4 grade. La munte, în estul și sud-estul țării vor fi ninsori slabe. Vântul își va face simțită prezența în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și la munte. Sâmbătă, temperaturile rămân în continuare scăzute pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între minus 2 și 6 grade. Pe cer vor mai apărea câțiva nori și izolat vor fi posibile ninsori slabe în sud-estul țării, precum și în Carpații orientali și în Carpații de curbură. Vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Noi ne revedem și la Focus de la ora 23. Să aveți o seară liniștită, numai bine!